România este din nou la coada clasamentului în Uniunea Europeană. Potrivit unei statistici, doar 19% dintre angajații din România au absolvit o facultate față de media europeană de 33%. Unul dintre factorii care ne-au adus pe ultimul loc în clasament este lipsa locurilor de muncă în mediul rural. Doar 19,2% din cei peste 8 milioane de români salariați au facultate, țara noastră situându-se din nou pe ultimul loc în rândul țărilor din Uniunea Europeană. Unul dintre motivele pentru care s-a ajuns în această situație este lipsa unor programe care să conducă la crearea de locuri de muncă în mediul rural sau în sectorul serviciilor. Acest lucru ar duce implicit la o creștere a salariaților cu studii superioare. În comparație cu alte țări, în România un număr mare de persoane locuiesc în mediul rural, persoane care în lipsa unor programe care să creeze noi locuri de muncă, pur și simplu nu prea au ce face cu acele studii. Dacă în România aproximativ 19% din populația ocupată are studii superioare, media statelor din Uniunea Europeană este de aproximativ 33%. În fruntea clasamentului se situează Luxemburg, unde aproape 50% din populația ocupată are facultate, urmată de Irlanda cu o pondere de circa 47% și Cipru cu 45%. La coada clasamentului, în topul țărilor cu cel mai mic număr de angajați care au absolvit o facultate, pe lângă România se mai află Italia, unde 20,3% din populația ocupată are facultate, Slovacia cu o pondere de aproximativ 22% și Cehia cu 22,8%. Spre deosebire de situația la nivelul statelor Uniunii Europene, unde aproximativ 50% dintre angajați au studii medii, urmate de cea cu studii superioare, iar cea mai mică pondere este cea a persoanelor cu un nivel redus de studii, în România numărul populației cu nivel scăzut de educație depășește numărul absolvenților de facultate care lucrează.